măria ta, ctitoria ce vrei să o faci aici se va nărui în timp, pentru că aici cu vremea va veni un pârâu foarte mare care va dărâma cetatea ce vrei a o construi. O legendă despre ctitoria de la Brebu ne povestește de bătrâna Voichița, acea clarvăzătoare care îl atenționează pe domnitorul Matei Basarab să nu construiască ctitoria voievodală în zona din localitatea Brebu, unde trecea un mic pârâu și astăzi ea poartă denumirea de Valea Rea. Astfel încât domnitorul ia hotărârea și ctitorește undeva la circa 2 km distanță pe poale de deal, la peste 500 de metri altitudine și tot lângă o apă. De această dată însă, în preajma unui lac feeric, care oferă o imagine de ansamblu năucitoare. Până la 1900, se spune că se mai întâlneau încă acei brebi, respectiv castorii care populau zona lacului. Iată de unde vine și denumirea localității, de la aceste animale de apă, care din cauza pierderii habitatului nu mai pot fi întâlnite astăzi. Legendele despre zona lacului de la Brebu sunt multe, pentru că pe undeva e poate firesc. De-a lungul atâtor generații au fost țesute pe marginea acestei ape de o frumusețe ireală fel și fel de clevetiri. Una dintre ele, spre exemplu, povestește despre vremurile getotacilor atunci când aici s-ar fi înălțat un sanctuar în cinstea lui Zamolxis. Păcatele însă săvârșite de localnici au dus la un moment dat însă la pierderea acestui loc, răzbunarea zeilor nefăcând altceva decât să scufunde acel sanctuar. De asemenea, în perioada medievală, în timpul domniei lui Vlad Țepeș, prin Viugrai s-a transmis că în zona lacului s-ar fi ridicat un schit lacustru, care ulterior s-ar fi scufundat. Or fi realități, doar legende, ori istorisiri însăilate cu pricepere de gura târgului, cine știe. Oricum, cert este că, respectând dorința lui Matei Basarab, a fost modelată cărămidă cu cărămidă, însăilată cu piatră de râu pe alocuri, cetatea domnească. Se întâmpla prin prima jumătate a secolului al XVII-lea. De altfel, a fost și menționată pentru început într-un hrisov din timpul domniei Marelui Conducător la 27 noiembrie 1640. Matei Basarab n-a fost însă singurul ctitor care și-a lăsat amprenta la Brebu, întregul ansamblu arhitectural fiind finalizat abia în 1690 de către Constantin Brâncoveanu. Ridicat în urma ideilor voievodale, amplasamentul nu avea doar funcția ulice, ci și clare scopuri militare. Zidul de incintă, păstrat și astăzi în condiții destul de bune, ne amintește de vremurile tulburi prin care trecea țara românească în veacul al XVII-lea, datorită în mod special unor incursiuni venite din Moldova lui Vasile Lupu, dar și al anumitor situații create de oștile turcești care nu aveau alt scop decât să cucerească și să jefuiască palatele, curțile ori casele domnești. Se poate observa acest zid de apărare cu o înălțime ce variază de la 6 până la 7 metri și dispus în partea superioară la nivelul de 3x4 al zidului de incintă cu acele creneluri sau ambrazuri de apărare. Desigur că exista și un pod de lemn, acel drum de strajă, care era extrem de util garnizoanelor ce păzeau incinta, însă acesta, din motive de funcționalitate, practic dispare la început de veac 19.
Înainte de toate, Matei Basarab a socotit așadar o rațiune pur strategică. Apropierea de granița cu Transilvania, el fiind, după cum bine se știe, în foarte bune relații cu principii Transilvaniei, cu familia Racoții, putem observa că cetatea de la Brebu nu este deloc departe, situată de capitala țării românești de atunci, Târgoviște, și în același timp de celebra cetate a Bucureștilor. Donjonul, adică turnul principal cel mai bine fortificat care întâmpină la intrare, a fost adaptat perfect atât rolului de mănăstire, cât și celui al unei cetăți de apărare. Nu în ultimul rând, confirmă inspirația din arhitectura laică a castelului medieval european. Dispus pe 4 nivele, cu o înălțime de aproximativ 30 de metri, îndeplinea în vremurile anilor 1600-1700 un rol extrem de important în salvgardarea baștei, observând și astăzi, în dreptul etajelor, creneluri sau ambrazuri folosite de către străjeri. Clopotele, instalate în vârful turnului, păstrează și astăzi farmecul de odinioară, iar vibrația lor învăluie încă întregul ținut. Ei bine, toate acestea protejează practic impunătoarea casă domnească, situată pe latura de nord, o bijuterie de arhitectură laică, una dintre puținele rămase din perioada medievală a țării românești. De altfel, acest lucru se poate observa foarte bine datorită prezenței unui nobil foișor ritmat de arcade, ce este amplasat deasupra intrării în cele două pivnițe domnești și, de asemenea, frumosul pridvor sau logia brâncovenească pe care o întâlnim adeseori atât la Mogoșoaia, cât și la Potlogi, Hurezi, Sâmbăta de Sus sau în alte ctitorii de la sfârșitul secolului al XVII-lea. Dincolo de eleganță, de obiectiv strategic militar, dincolo de un cămin voievodal, cetatea de la Brebu exprimă narațiunile, oferea adăpost în vremuri tulburi, de primejdie, doamnelor și domnițelor care veneau de la curtea Târgoviștei pentru a fi în deplină siguranță. Poveștile au fost creionate și pe marginea tezaurului de bijuterii pe care femeile de atunci le ascundeau în tainițele casei domnești. Însăși doamna Elina, soția lui Matei Basarab, considera că aici își putea adăposti cu grijă podoabele personale. Parte din tezaurul țării românești de la Târgoviște era adus aici la Brebu pentru a fi într-o deplină siguranță, având în vedere și acel tunel secret de care se vorbește că pornea începând de la pivnița cea mare a casei domnești și te conducea dincolo de lac și pădure. Impresionantă! Așa era și atunci, așa a rămas și astăzi casa domnească. Cât despre pridvor, datorită eleganței sale, acesta fusese hărăzit aproape cu titlul de regulă ospețelor domnești, atunci când curtea târgovișteană se retrăgea la Brebu, în special în anotimpul călduros. Unele relatări și, nu în ultimul rând, documente, vorbesc despre faptul că Matei Basarab și chiar cei ce i-au urmat găseau o plăcere deosebită în a se recrea în acest spațiu, ori în foișorul de deasupra intrării în cele două pivnițe, fermecați de splendida priveliște oferită de turn sau biserica domnească. După mai bine de 400 de ani, toate au rămas o filă de istorie, menită să ne amintească nouă că, odată, de mult, au trăit aici domnitori și domnițe, menită să ne vorbească despre traiul marilor curți care s-a întâmplat nu doar în cărți. Și ce n-ar putea convinge mai bine dacă nu obiectele lăsate patrimoniu de către nume cu rezonanță ale neamului? Piese
din argint filigranat, decorate cu sidef, pietre de rubin sau pietre semiprețioase, reprezentând niște accesorii vestimentare folosite din belșug în perioada secolului 17-18, atât de către domnitori, cât și de doamne sau domnițe. În acest răsărit, asupra căruia a fost totdeauna așa de puternică înrâurirea Asiei, este o mare iubire pentru giuvaiere sau, cum zicea în vremurile vechi, pentru johale. Acestea nu sunt numai frumusețea de căpetenie din casa fiecăruia până la cel mai mic boiernaș și până la cel mai sărac negustor, ci încă ceva, semnul bogăției. Înșira în rândurile sale Nicolae Iorga. Pentru că da, totul emana o abundență a luxului. Paftalele, în formă de sâmbure de migdală, produse în ateliere balcanice păstrând influența artei islamice, piesele realizate în atelierele țărilor române medievale exprimă o adevărată dantelă în care filigranul pare doar o spumă ușoară. Veșminte de doamne și domnițe, cusute cu fier de aur și argint, uneori decorate cu pietre prețioase sau semiprețioase, ne aduc aminte de frumoasa și celebra moda Bizanțului. Călători străini în țările române amintesc deseori în scrierile lor bogăția afișată la curțile domnești, în mod special Moldova lui Vasile Lupu și pentru țara românească curtea domnitorului Constantin Brâncoveanu. Spuneau aceștia că nicăieri în Europa de răsărit ei nu vedeau atât de multă bogăție a veșmintelor, un lux uneori considerat exorbitant la curțile acestor domnitori, ceea ce și-ar fi dorit cu multă râvnă și alți regi sau împărați să aibă. În mod cu totul deosebit, desigur că se evidenția decorația veșmintelor purtate de domnitori și doamne. Este vorba de celebra mantie de culoarea rubinului din cea mai pură mătase, care era tivită cu blană de samur, acesta fiind un simbol imperial rezervat doar regilor sau împăraților. Trecute vieți de doamne și domnițe povestesc despre deplasări din curțile voievodale de la Târgoviște sau București, femeile de rang înalt plecând mereu cu un adevărat tezaur reprezentat fie de punguțe pline cu galbeni sau arginți, fie de numeroase podoabe vestimentare, o parte dintre acestea prosferisite celor nevoiași pe care îi întâlneau de-a lungul călătoriilor. Despre Constantin Brâncoveanu se spune că îi plăceau foarte mult ca veșmintele domnești să fie cusute cu sute până la mii de perle, topaze, rubine și safire. Probabil și din acest motiv, documentele timpului, mai ales cele ale Imperiului Otoman, îl denumesc Atâm Bey, respectiv Prințul Aurului. Bijuteriile de atunci n-au fost șterse de timp. Ba chiar, își păstrează și acum grandoarea. Și nu doar grație materialelor valoroase, aur, argint aurit, sidef și pietre prețioase, ci și fanteziei meșterilor care s-au întrecut în a le realiza. Multe dintre doamnele zilelor noastre s-ar prețui în oglindă imaginându-și măcar pentru o secundă cum ar arăta dichisite cu cerceii din argint împodobiți cu cornaline și chihlimbare de Marea Baltică, ori brățara din argint prelucrată manual cu zale grupate în sensul acelor de ceasornic și invers. Fie că privim așadar bijuteriile, hainele, fie că observăm obiectele necesare unui cămin, fie că ne îndreptăm ochii doar către armele de secol 17, către gheoaga de lemn și metal, către cuțitul caucazian și pumnalul cu teacă decorat cu motive stilizate,
toate redau într-o formă sau alta rafinamentul, eleganța și rangul înalt. Păstrează aceeași notă chiar și ușile împărătești din lemn de tei. Sculptat și pictat, clopotul de secol XVII, ori candelele din argint filigranat cu decor religios și floral, prelucrate manual. Tiparnița dăruită țării românești, respectiv domnitorului Matei Basarab, de către mitropolitul Chievului Petru Movilă, face ca în țara românească să se producă o adevărată revoluție culturală. Asistăm la un reviriment cultural și artistic, desigur, în același timp. Mănăstirile de la Târgoviște, de la Câmpul Lung Mușcel, Dealu sau Govora din Vâlcea, devenind adevărate centre de iluminare a poporului, centre de cultură, unde se scriu, desigur, manuscrise împodobite cu miniaturi, dar încep să se tipărească cărțile, atât cele laice, cât și cele religioase. Remarcabile sunt volumele de căpătâi pentru literatura noastră, unele dintre primele tipărituri scrise în limba română, bineînțeles, păstrând alfabetul slav. Ansamblul de carte veche al casei domnești de la Brebu este extrem de important și valoros, având în vedere originalitatea exponatelor, spre exemplu, cazania lui Varlam, tipărită la mănăstirea Trei Ierarhi în Iași, în anul 1643, prima carte în limba română din ținuturile moldave, sau celebra Biblie a domnitorului Șerban Cantacuzino, tipărită în anul 1688 de către frații Radu și Șerban Greceanu, prima Biblie în limbă română, una de altfel dintre cele mai importante și din Europa acelui timp. Nu în ultimă măsură, extrem de importantă pentru ceea ce a însemnat legislația secolului al XVII-lea, pravila de la mănăstirea Govora, tipărită în anul 1640, completată 12 ani mai târziu la Târgoviște de îndreptarea legii. Astfel de coduri legislative se adresau nu doar mirenilor, ci și părții ecleziastice. Dacă răsfoim câteva file, putem observa că pedepsele erau destul de drastice, fiind impusă în societatea românească de atunci o nouă ordine, după modelul țărilor civilizate din apus. Admirăm în egală măsură și o parte din documentele secolului al XVII-lea respectiv, acte care se referă la exploatarea resurselor de subsol, și anume baia de fier și baia de aramă. Un al treilea document din anul 1699, deci iată, deja ultimul an al secolului al XVII-lea, fiind demis de către Cancelaria Brâncovenească și referindu-se la un act de vânzare și cumpărare a unei moșii. Putem observa foarte bine pe aceste documente, conservate într-o stare destul de bună de-a lungul timpului, sigiliile domnești și, de asemenea, semnăturile domnitorilor Matei Basarab și Constantin Brâncoveanu. Un alt obiect extrem de valoros este reprezentat de un tetraevanghiliar care datează din sfârșitul secolului al XVI-lea, începutul secolului al XVII-lea. Se pare că manuscrisul, care îi înfățișează pe cei patru evangheliști, a fost realizat într-o mănăstire de călugări din nordul Moldovei, scris evident într-o limbă slavonă și decorat ulterior cu frumoase miniaturi în foiță de aur. N-au rămas doar aceste lucruri de secol XVII, ferite de stricăciuni, conservate cu grijă,
în cetatea de la Brebu. La fel de impresionante sunt cădelnița din argint aurit, meșteșugită cu grijă în atelierele românești, crucile de altar, înfățișând scene religioase creștine, sculptate în argint și lemn de măslin, vasele de aramă, ori pocalul cu amprentă occidentală. Documentele, inestimabile, atestă practic un trai vechi de aproape 500 de ani, pe hârtie. Material însă, vremurile acelea sunt dovedite și de lucrurile păstrate cu vigilență dincolo de timpuri. De pildă, liturghierul, epitrahilul din mătase cusută cu fir de aur și sute de perle, ori icoanele interpretând școala rusă, răstignirea și cele 12 praznice, încoronarea Maicii Domnului și Sfinții Apostoli cu Sfinții Trei Ierarhi. Biserica purtând hramul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril este cea din urmă construcție care face parte din amplasamentul de la Brebu. A fost ridicată, spune Pisania, la 1650, desăvârșită clar în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu și se discută despre ea ca despre unul dintre cele mai impunătoare lăcașuri ecleziastice de pe teritoriul țării românești de secol XVII, fiind considerat unicat datorită grosimii zidului de peste 4 metri. Istoricii și criticii de artă au denumit Biserica de la Brebu drept un adevărat castel alături de casa domnească. Documentele medievale povestesc despre această biserică ca fiind o adevărată cetate, inespugnabilă, iată că și ea folosea la rândul ei tot în scop de apărare ca și celelalte construcții. Biserica a fost restaurată în timpul anilor 1953-1960, fiind refăcute cele trei turle exterioare, care simbolizează Sfânta Treime și în același timp unitatea celor trei țări române în Evul Mediu. De asemenea, au fost decapate tencuielile exterioare, lăsând ca acest joc de forme și culori oferit de elementele de construcție, piatra de râu și cărămida, să ofere celor care o privesc o adevărată încântare. Pășind așadar pe domeniul de la Brebu, cetatea ctitorită de doi voievozi ne învăluie o atracție irezistibilă. Indestructibila tentație pe care o simțim este de a ne întoarce în vremuri cu mai bine de 400 de ani, de a căuta să trăim pentru o clipă în lumina de atunci, de a născoci măcar modul în care se desfășurau lucrurile în lumea ce astăzi pare doar a basmelor, în lumea regilor și reginelor, a prinților și prințeselor, a domnitorilor și domnițelor, în lumea în care existau și bune și rele, dar în care, cu siguranță, timpul avea altă măsură.